Salut! Noi suntem Cocoli și bine ați venit la Granny Bunii tău! Nu am meu, Felix! E abonaților! Chiar ziceți dacă cunoașteți pe cineva care seamănă ca și Cocolișilor, Granny. Cocolișilor, haideți să apăsați butonul de Cocolike pentru că astăzi o să ne distrăm super tare. Ce? Și profi se pun. Haide, că... Dar ne distrăm super tare, deoarece scopul meu azi este să enervezi pe Granny Bunii tău! Hai să vedem cum poate să o enerveze, Felix. Data trecută ați văzut că se descurca foarte bine. Foarte bine, și chiar a reușit să scape. Nu mai dau intro, că știu cum mă bag. Da, știm. Bot? Împreună cu... Dau cu bot. Amândoi? Da. Both. Ok. Pe Granny, dacă... Stai, unde-i praștea? Să ne hidratăm. Unde-i praștea? Că se numește unde-i praștea. Praștea era acolo la Weapon Ski. Ce? Și unde găsesc Weapon Ski-ul? Era în dormitorul ăla, în chestioara aia așa. Da, ce bine că ești cu mine. Eu nu știu nimic. Ok, ești. Vezi, și o gameriță cu memorie. Stai să-mi aranjez părul că mergem la Granny în vizită. Nu, da. Este și mea asta, la o tapică. Hai, bagă-te. Okay. Te descurci. Până acum e bine. Așa, ai descoperit dintre dinți. Al lui Granny. Ai scopitoare din ea veche. Ea e, știi, asta nu-i dintre aia de unică folosință. Ok. Camara goală. Asta știu ce înseamnă, nu se află nimic. Ok, bun. Hai că... Ah, uite un lemn. Oh! E, ce geniu sunt că m-am dus să-l văd, deci sunt geniu, să știi. Vezi dacă te duci în viață și chestii, poate să afli ceva și aici. Poate și aici s-ar fi aflat. Ursulețul ăsta! Nu pot să cred! Trebuie să deschid ușa la fata. Hai, deschide. Dar nu le-au acum, că trebuie liftul. Ok. Bă, ce șmicherie. N-ai treabă cu mine, sunt geniu! Da, ne-am gândit că ne-a plăcut atât de mult și nouă și vouă aici la Granny Vista, încât am zis să mai facem încă una. Ce dietă ții? Da. A, să nu uităm că Granny Bunii tău e aici. Da, știu, nu uităm, ne gândim la ea în permanență. Așa ați văzut cu asta. Mai zic data viitoare când m-am chinuit. Data viitoare, da. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. S-au întors de la cumpărături, amândoi sunt acasă. Uite, nu în camera asta. Ce vrei să te ascunzi? Am asumat să făceai. A, are și televizor după ușă, îi tragi una. Ok. E pe sunet? Se aude când vine? Se aude, dar mic. N-am vrut să dau pe sunet, când poate vine Slendrina, știi? Bă, am auzit. Încotro te duci. Hai de capul. Ești urâtă și din profil și din față. Nu, te rog, nu mă urmări. Fugi mai tare ca să nu te vadă și nu te audă. Dar uite, pe jos de frică. Și fac te aici că tu ai fost cu minte. Ai fost cu minte. Eu sunt cu minte. Ea stat toată viața mea în cămară. Te rog, pleacă de aici că miroase foarte urât gura, te rog. Așa, miroase foarte urât gura și mustru ochii de la tine. Du-te. Hai, du-te. Tocmai făceam niște cozonaci cu băta mea. Acum e poftă de cozonac, de ce ai spus? Ai, nu mai fie poftă de cozonaci, pâine, a luat acolo. Nu, dar câtă mac a pus bunită. Da, bunii mi-au pus mult. Știi cum era? 90%, nu, era cam 70%. Faci cozonaci buni. Dar acum mănânci fructe, că e vara. Dar n-am multe opțiuni la piață. Mănânci legume, fructe, câte poți. Buni? Bei apă. Auzi? Eu n-am deschis asta, bună deschis-o. Uite, o căutat acolo. Bunii. Uite, astea lui Slendrina. Hai, săracu. Dar dacă ăsta era prietenul Slendrinei? Nu mai acum. Ți-a pus o cursă, că e așa foarte mai darnică. Dar trebuie să mergi fără să faci zgomot, știi? Că te aude. Mă duc afară. Chiar dacă nu pare, are urechi bune. După multă ceară se mai... Aude ceva, ai făcut zgomot. Dar l-am pus ăla ca să vină acolo în tigiu mări pe afară, că sunt geniu, îmi iau pietre. Dar ia-ți pietre, că ai văzut că ai nimic. Deci dacă se spraștea, știi cum îți dau în toate mările tale. Dar eu vreau să văd să vină și bunicul. Nu vreau să vină și bunicul. E aici ceva? Aici văd. Ia să vedem. Aici nu-i nimic și mașina. Oh, gloanțe. Oh, da, nu. Dar știi, bunicul are pușca și trebuie cumva să o iau. Hai de cap meu, deci dacă vine bunielul ăsta. Vai de noi. Și v-a zis că nici nu poți să aleg mai repede, nu știu ce, parcă era infect ceva asta. Nu vi se pare, Cocoșul, că el e mai periculos decât Granny? Da, mi se pare. I-a dat pușca aia, nu știu de ce. Nu știu ce i-a dat să joace. Ok, mă, și iau pietre. Pot maxim 3. Și gândește că eu problemă cu pușca și cu pietre, știi de ce e problema? Eu nu găsesc multe pietre pe aici afară și trebuie să deschid și vazele ciudate, știi? Vezele, cum se numește. Ok. Mie mi-a plăcut aia cu nuca de cocos. Ah, la nuca de cocos găsești cheia. Da, de să la mă duc? Eu știu da, ce da, da, deschisă. du-te. Bunii? Dar ușor, ca să nu facă cozonaci. Instinctul de femeie. Eu ți-am zis că ușor. Păi și-a mers ușor. El stă la rând. Știi, zice, stai la rând pentru cozonaci. Am ajuns unde am venit. Nu pot să fac nimic cu deștepți ăștia în casă. De ce am ales pe bunica și pe bunicul? Am ales și la etaj.
Tot e legat cu J. Bun. Deci praștea nu. Hai, hai să vedem, pune ăsta și, și fă-i la ursuleț. Am văzut. Ai de capul meu, bunelule! Nu mă joc numai cu bunica, nu mai mă joc cu bunica, mă bate! Să știi, asta zic și eu. Nu mai pot, Cristina, ăla mă împușcă de la distanță. Nu-mi pațe de el, Cristina. Nici mie, adică de ce eu da pușcă? Da, adică eu înțeleg ce trebuie să faci. Eu o să mă joc doar cu, cu bunica. Unde cum poți să selectezi, să se resetezi? Da. Ia să vedem. Deci, main menu. Bunelule, pleacă la cumpărături. Du-te și cumpără ceva. Dă-i o listă de cumpărături. Ca să plece. Am perci. Ideea este că după ce mă obișnuiesc cu jocul, joc cu amândoi. Dar acum să mă joc cu mama. Acum știu că... A, și că mă nu mai îmi dă pe T de acolo și pe bătaia acolo. Eu nu mai pot să fac la fel de bine. Să vedem cum merge de data asta. Trebuie să mă scap de slendrina aia, că tot să uită după mine. Poate pune o dată asta așa departe. Da, lasă că e de treabă, că ai văzut că îți dă. Ea vrea doar o surăță. Dar de unde știi că nu s-a scăvit așa? La ușet mi l-a aruncat așa, după ce mâncam mici. Păi eu chiar cred că așa au făcut, doar că tu ții de mâner. Am vrut ținut așa de mâner, că ca și cum ne ține de mână. Ok. Am jucat aici așa. Mai e ceva? Okay, mai a, nu mai e nimic. Bravo, ai de mine. Nu mai e nici la nenea ăsta. Dacă slab. Nici la ăsta, Cristina, am zis boss. Nici la nenea slab? Ah, ai mai la te de acolo. Nu mai e te. Ok. Chestia este că nu mai te bunelu, ceea ce-i bine. Ce-i bine, pentru că mă duc numai din mă. Da și mă hidratez și eu. Ok. Beți apă. Ah, ce bun e. Teddy este. Yay! Vezi aici în ăla, în ce dulăpiorul ăsta nu-i nimic? Mă, dulăetaj. Bă, nu știu de ce pune dulăpioarele astea, că de-a trecutul noi n-am găsit nimic în ele. Mă, dulăetaj. Ia să vedem. Mă duc la etaj cu totul. Nu mă duc la etaj cu totul? Da, mă duc la etaj cu totul. Simt și ce faci meu. Acolo? Cine asta? Instinct de gamer, ha? A, lasă-mă pace, te rog! Se par mie sau merge cam repede? Merge cam repede, te rog, lasă-mă pace! Aici ce-i baia? A, nu, e afară. Lasă-mă, te rog, bunii să văd ce-i în mașină. Nu mai pot de curios. I-ai trândit-o așa la nas. Uite, plank. A, bine că l-ai văzut. Ce bine că lasă-mă, te rog, îți repara mașina ta. A plecat. Asta e, ea nu prea iese pe afară. Ea e în izolare. A, înțeleg. Ok. Ia așa și vedem cum se descurcă gamerul. Și ăștia. Yeah. Știi ce pot să fac? Sunt geniu! Merg mă către și văd dacă merge liftul. Și dacă merge liftul... Te duci cu el? Iau Teddy-ul și îl pun la Slendrica. Slendrina, scuze. Slendroaia. Slendroaia. Dar nu Slendroaia, dacă ar fi așa mai solidă. Dar nu, e subțirica la mă. E subțirica. Ok, nu mai găsesc, nu mai praște, nu mai găsesc bobe pe jos. A, cred că nu, praștea te dă numai cu bunelul. A, serios? A, uite, a, nu, uite. Ai nevoie de praște ferici ca să dai la vazele alea. Stai puțin, nu-mi scris ușa asta, mi s-a deschis acum în față. Acum ți-o deschis. Poți să fiu sigur, stai să nu vină, baba. Bună, Icoza, unde ești? Uite, lemn acolo, le ce-i bun și unde-l pun? Da, caută pe cea. Merge, fugi, bagă-te pe el! Stai! Bagă-te pe el! Nu că n-am ursul cu mine, stai să-l iau! Păi ai chestia asta! Păi nu, că îmi trebuie... Ai făcut și zgomot! Cristina, îmi trebuie... Da, să-l chem! Dar te duceai și puneai planșeul! Nu pot să-l pun de aici, trebuie de pe scări! A, de pe scări? Da! Bine! Aici nu-i nuca de cocos! Asta e casa că nu-i nuca de cocos! Unde-i nuca de cocos? Așa că m-am învârtit aici. Ai, de capul meu. Nu, te rog, lasă-mă! Nu sper că postez asta. Cum faci acum? Ești urâtă și din profil, și din față, și de sus, și de jos, ești urâtă. Și de sub braț. Ești am plecat. Ce brațe groze are. Trebuie să chem liftul. Dar nu mă mai chema acum când ia. Bun, te rog, lasă-mă în pace, am treaba aici. Ce înceată ești. Ok, ăsta știu că-l pun la etaj. Și le iau pe Teddy, are pentru tine, nu mai euri. Și, după aceea... Îl pune la frână, mă descurc. Nu, au! Sar pe lângă. Ce fraier poate să fie? Nu vine după mine. Ce bine viața! Ce fraier poate să fie bunicuța? Este foarte fraier. Eu mă descurc foarte bine. Să știi că te descurci. Vine după mine? Uite, este design, poți să-ți faci și tu la casă de flipă. Așa am să fac. Aici când ți-e frig și stai la foc. Păi ce liftul? Acolo stă bunicuța cu bunicuțul. Așa cred și eu. Ai, ce putem să căutăm, dar trecutul nu cred că n-am căutat aici. Nu știu. Asta e masa pentru invitați, dai grijă să nu dai masă. Știu, de aceea vreau să mă duc pe la cealaltă, că îi se vede mai bine. Bun, acum dacă eu pe asta, mă descurc cu Slendrina. Ba, a venit acolo, că mi-a închis ușa, uite-o.
A, nu, asta era, n-am zis-o eu. Ea are o obsesie cu ușile, știi, trebuie să se închise. Ce aici? Aici ai baia. Baia, ceva? Aici era seiful. Da. Nu aici. Nu să facem aici. Aici nu găsești nimic în alea, doar te-am sunt. Scuros, n-ai ceva cu mine, scuros. Deci știm unde e seiful în caz de găsim cheia pe care o dă Slendrina. Ok, aici este ursulețul, cred. Sau jos. Nu știu unde e. E jos. Nu mai este aici. Aici a weapons key. 100% e jos. Ia să vedem, aici e ceva? De unde e ursulețul? Hai să le pun. Hai, pune-le! Yeah! Ce bine că am uitat! Bate palma! De când o să găsesc pușca, e palmul. Bang! N-am vrut să dau și moșuleț. Dar n-am pot acum, că n-am praștea. Ok, și acum... Și acum trebuie să duci sus. Da, nu-i dau drop la asta, că mă aude. Te aude. Aș vrea să știu unde este. Nu știu, face ceva de mâncare. Ia ursulețul. Dar n-are ingrediente, asta nu face nimic mâncare. Are bucătărie goală. Nu se ia ursulețul? Aoleu, am văzut-o pe afară. Faci sport. Nu cred că poți merge afară. Uite ce ursulețul. Deci dacă tu faci aici grăge, vine. Aoleu, te auzit? Eu să nu te tragă de umăr. Fugi. A, nu, te rog, mergi. A, nu, chiar am crezut că... N-am oprins, Cristina, dar ce nu se... Ce ochi roșii avea, dar de ce avea așa de roșii? Supărare, Cristina, de supărare. Da, acum iau ursulețul, dacă puteam să merg în bucătărie, chiar am crezut că pot să merg, dar nu știu de ce merg așa de încet. Eu am crezut că nu știu pe scurt. Doamne, că în realitate aș fi făcut pe mine, știi cum aș fi fost, rachetă. Băi, frate, iarăși te-a închis aici. Nu. Chiar m-ai închis? Trebuie să deschid asta? Da, mă rup aia la tine. Oh my god, chiar m-a închis. Dar acum știu unde e ursulețul, gândește-te. Unde e? Pe jos, pe jos unde m-a bătut. Acolo e pe jos. Deja am închis și aia de sus chiar mă deranjează, groanie. Iarăși te-a pus vreo cursă. Nu, e de treabă. Da, e de treabă. Unde e ursulețul? Hai, dacă nu mai găsesc ursulețul. Da, dacă l-a luat. Yay, nu l-a luat, ca asta nu faci curățenie. Nu se poate pleca, știi? M-a zis pe cineva. Îți se pleacă, îi vine respirația și în nas. Ai înțeles? Și nu se poate pleca. Asta nu zic până asta. Să vedem cum se duce pe lift, camerul cu liftul. Yee! Ce bine că merge liftul. Da. Băi, frate. Oh, ce bine că facem și lui chestii. Granny! Bunii. Oricum, complex în all capitol și fine de tot. Știu că aici nu poate să meargă. Să fiu atentă să văd dacă-s vazele pe aici. Uite, una vază, da, una vază. Înseamnă că tot timpul sunt pe aici, nu? Da. Și cealaltă e tot în partea. Ce se pun la asta? Slendry are pentru tine multe evidenți. Uite, și acolo e nuca de cocos! Nuca de cocos, da. Dă-mi cheia, te rog frumos, dă-mi cheia. Săraca. Dă-mi cheia, haide. Când o văzut-o pe groana ta de urâtă și-a făcut expresia vieții așa. Weapons key! Slendrina is now gone. Weapons key! Da, te duci acolo la... Vezi să nu cazi pe aici. Și iei slingshot-ul. Nu, îmi dă chiar pușca. Ați dat pușca? Da. Slingshot-ul e ca să dau un bunicu să dea drum la pușcă. Nu, slingshot-ul este ca să dai în vază. Trust me. Eu așa știu. Eu așa cred. Important e ce stai să vedem ce credeți voi cucolișilor, că îi dă armă sau îi dă... Păi de ce mie îmi dă praștea și lui bunicu îi dă pușca, nu? Ea lui. Ca să dau cu praștea în cap la bunicu să-mi dea pușca, nu? Nu știu. Atunci de ce mai dă gloanțe? Da, ai dreptate. Ia stai să vedem ce îi. Asta trebuie. A, deci el când pleacă de acasă își lasă pușca pe aici. Nu, aici ai. Aici îi. Nu, în partea de dreapta. Ai. Nu, ascultă-mă. Asta e. Asta e de la Seif. Ai, bufele, să ascultă-mă pe mine că sunt cameriță. Hai și dacă vine bunica acum. Deci dacă o pierzi, e pe căciula ta. Sper cum... Trec și glanțe. Oh, nu! Ți-am zis! Păi și ce fac cu praștea? Că sunt cameriță! Le-au luat asta în ochi. Păi dacă poți, hai să încercăm să vedem dacă dai în ochi. Nu! Chestia este că cu casa asta nu, parcă nu prea ai pus să te duci. Nu, parcă nu prea ai pus să te ascunzi așa, nu știu, pe mine m-ar prinde imediat. E foarte îngust totul, noroc de lift. Hai, fugi. Hai, că trebuie să chem liftul. Trebuie să-l chem să meargă în sus, dar să meargă în jos. Dar și dacă te apleci acolo și te pui, crezi că vine după tine? Dar mie e să nu cad jos, să fiu așa, știi? Ai dreptate. Dar stai și pușca de unde o iau? Păi nu mai e colatul cu el. Ce, cu praștea mă joc în casa lui ăștia? Da. Ce praște faină, zici că e arc.
Eu nu, eu vreau să-i dau una în băbărnac la Granny. Hai să vedem dacă reușești. A venit liftul? Da. N-a venit. Ba da. El nu vine aici, vine la jumătate, trebuie să aștept să meargă de sus. A, păi atunci fii atent, Felix. Păi l-am dus mai sus și acum l-am duc jos. E? Așa, hai, bagă-te, bagă-te. Perfect, perfect. În genul să ne uitam. Yay, și acum merge afară și iei o piatră și să vedem dacă... Ce o piatră? Am vrut 3! Dai grijă să nu te tragă de picioare. Fugi. Unde vrei? Unde-s pietrele? Pietricele, unde sunteți? Auzi, dar nici una pe aici, pe pământul meu. N-a trebuit să lucească una pe jos. A, uite aici. Dar nu mă ajunge una pe sine. Ia-ți vreo două. Stone. Așa, și să vedem dacă mai găsim. Dacă mi-e una aș dau pe lângă râd până joi. Ok. Dar stai, dar nu sunt așa multe pietre. Le-am mâncat guștucii. Le mănâncă, asta cred că mănâncă, pietre, că altceva nu mănâncă, n-are nimica. E pietra. N-are nimic prin cămară, ați văzut? Nici prin bucătărie, prin nimic. Hai, și cheamă. Granny bunii tău! Granini? Am mai chemat-ne, poate? Hai să dau una în botniță. Ne poate mai chemat? Yay, de ce poate? Se poate, hai că a fost distractiv, sincer. A fost distractiv, am meritat. Granny? Eu zic să rămâi aici cu ea. A, uite ce drăguță, rămâi aici, haide. Auleu, mai dai încă una în gură. Granny? No! Fă-i o poză, fă-i o poză, fă-i o poză, fă-i o poză, că e prea amuzată. Nu, cu praștea. Ah, okay. Cu praștea în mână se face o poză așa, aha, gen. Da. Poză. Yay! Oh, cum o pleacă, s-o descompus, s-o degradat. Cine o pupă pe asta pe gură? Punielu. Vai de mine, zi, chiar m-am distrat. Are tupeu. A fost amuzant. Haideți, apăsați butonul de cocolai. Scrieți în comentarii cât de amuzant a fost și ne vedem data viitoare. Pa! Cine o pupă pe asta, serios? Nu știu, cine crezi că o pupă?